Se schimbă sistemul de evaluare în școli. După intrarea în vigoare a noii legi a educației, în septembrie 2023, elevii nu vor mai avea note la arte și educație fizică, ci vor fi evaluați prin calificative, a anunțat ministrul educației. Sorin Câmpeanu spune că acest sistem de evaluare va încuraja participarea elevilor la aceste discipline, fără a simți presiunea notei. Elevii nu vor mai primi note la sport, muzică și desen, ci calificative. Ministrul Sorin Câmpeanu a transmis că acest sistem de evaluare va încuraja participarea elevilor la aceste discipline. Decizia luată vine după o analiză făcută a mediilor din școli. Ministrul menționând că există foarte multe unități de învățământ în care nu există nici măcar o medie diferită de 10. Reprezentanții din învățământ spun că această decizie este totuși o sabie cu două tăișuri, care îi va induce pe elevi în eroare. E o surpriză venită cu câteva zile înainte de începerea anului școlar. Nu știu dacă propunerea aceasta va fi și pusă în practică. Nu e o schimbare spectaculoasă, pentru că sistemul de notare acum ar fi transpus într-un sistem de calificative foarte bine, bine, suficient, insuficient. Disciplinele acestea însă sunt discipline importante pentru că odată se adresează și talentului elevilor și pe de altă parte zic eu că ele contribuie la starea de bine a elevilor într-o școală. Ca urmare, nu cred că se impune neapărat o schimbare în sistemul acesta de notare. Profesorii de specialitate spun că situația este una delicată. Problema notelor de 10 este una cunoscută. Dacă elevul nu primește o notă satisfăcătoare, apelează la o scutire medicală și astfel nu mai este nevoie să participe la orele de sport. O problemă care se va repeta și dacă notarea prin calificativ va fi în vigoare. În ceea ce privește disciplina educație fizică și sport, într-adevăr s-a trecut de la notarea cu cifre la notarea, să zic, cu litere. În loc să dăm nota 10, acum o să dăm foarte bine. Adevăratul motiv pentru care am văzut că Ministerul susține că trebuia să trecem la calificativ era acela că în majoritatea școlilor mulți elevi aveau numai medii de 9, 9, 50 și 10 la disciplina educație fizică și sport. Problema, să zic așa, este că în momentul în care elevul nu primea media 10 la sport, avea acea facilitate de a-și lua scutire medicală. Și luându-și scutire medicală, care știm cum se dădea și cum o obțineau părinții, el fiind scutit de sport, atunci nu mai practica sub nicio formă disciplina educație fizică sport. Trecându-se pe calificative, cred că situația în ceea ce privește disciplina educație fizică sport va fi aceeași. Pentru că dacă nu-i vei acorda elevului calificativul foarte bine, atunci el își va lua în continuare acea celebră scutire medicală și practic în loc să trecem de la notarea 10, vom trece la notarea foarte bine sau bine. Nici inspectoratul școlar nu este încă lămurit dacă această schimbare va fi una de bun augur. La acest moment este o propunere care se va lua în discuție și vedem dacă se va aproba sau nu. Personal consider că este o armă cu două tăișuri, deoarece are și parte pozitivă, dar și parte negativă. Odată, oricum copiii în proporție de 80-90% luau numai medii de 9 și 10 la aceste discipline, dar cumva elevul este motivat în primul rând de notă. Rezultatele elevilor se exprimă în învățământul primar prin calificative anuale, unice prin arii curriculare, cu excepția clasei pregătitoare, pe parcursul căreia nu se acordă calificative. În învățământul primar inferior se exprimă prin note de la 1 la 10, iar în cel superior și în cel terțiar tot prin note de la 1 la 10.